Șoferul unei Porsche a încercat să apere cu pumnii un loc de parcare pe care l-a găsit în capitală. S-a întâmplat aseară în sectorul Botanica, atunci când el a trecut cu automobilul peste trecerea de pietoni și a urcat pe trotuar în încercarea de a parca în fața unui local. Marturii scriu că astfel acesta a fost la un pas de a călca o femeie cu un copil, așa că trecătorii s-au opus. Acest lucru l-a înfuriat însă pe șofer și acesta a luat pietonii la pumn. Машина Каен заехала в неположенное место, куда нельзя заезжать. Из-за этого началась драка. Potrivit poliției capitale, incidentul a avut loc aseară în jurul orei 19:40 la intersecția străzilor Dacia și Cuzavodă. Un bărbat de 36 de ani care se afla la volanul unui automobil de model Porsche a încercat să parcheze pe trotuar trecând și peste trecerea de pietoni. Acesta ar fi fost atenționat de către trecători să meargă regulamentar. Fapt ce l-ar fi enervat, așa că a sărit la bătaie. Mai târziu și alți locuitori din zona au încercat să intervină pentru a plana conflictul. Însă atunci când a fost audiat de poliție, șoferul a venit cu o versiune proprie, puțin diferită față de ceea ce se poate desluși din imagini. Bărbatul în vârstă de 36 de ani, fiind audiat și el, a comunicat că tânărul din intenții huliganice i-ar fi deteriorat bara de la automobil, din ce cauză și s-a iscat conflictul între ei, care a generat în bătaie. Cazul este înregistrat la poliție. Urmează să fie audiați și martorii pentru a stabili toate detaliile incidentului, după care inspectorii vor lua o hotărâre conform legislației.